Știi, de ceva aveți. Știi așa, mă, fiți. Merge deja. Hai să întreb ceva. Sincer, mi-e frică. De? Doare, nu știu, nu doare. Doare? Da. Nu doare. Bun. Deci, cu mâna, da? Da. Și asta mi-a dat, mă doare tot așa aici. Tu ai lucrat ceva mult pe partea asta, dreapta? Vedeți că m-a gătunt. Ah, tu ești gătunt. Okay. Da, am fost și o spătăriță, dar pe partea asta, tu știi? Am fost și bucătăreață, deci... Ok. Cred că deja, oameni, la ce mii suntem. Trebuie să stau dreapte sau să-mi spui bine? Da. Doar cum fac așa? Mai sunt acolo. Da. Acolo, da. Aici? Și acolo. Lasă-mă la mâine. Așa doare? Da. Hai mă un pic sus, ca să dau masă încă. Așa. Bun, deci, dureri de... Doare cu așa? Acolo nu. Dureri de umăr. Asta. Ține și aici, știi? Aici îmi vine durerea. Okay. Aici. Bun. Memorează acum când fac și îmi spui după aia cum se simte. Ok. Ok. De ce? Că nu mă puteam îmbrăca. Mai ales cu mâna asta, cu brațul ăsta. Nu știu dacă merg mesajele. Scrieți în ceva că nu știu dacă merg mesajele. Ok. Bun, deci, doamna are probleme de umăr, lucrează foarte mult pe o parte, da, de la mișcările astea de tuns și astea sunt clasice. Pentru... Nu știu dacă... I dream the mic. Uite că aici. Ok, mulțumesc! Mare, nu doare. Mă gândeam că doare, știi? Pe cuvânt, mamă, cum cuști, cum faci, zic. Păi, sunt articulații care dor, care sărit. Și tatea, când auzeam că-mi bu, știi? Astea, mă sunt. Ioi! Știi cine mai zis Ioi? Sunt ardeleancă, ce vrei? Sunt ardeleancă, ce vrei? Știi cum mi-a venit asta de aici până aici? Ioi! Mamă, ce tare ești! Cu pocnitul? Da, cu tot ce faci! Iată, sunt tare! Nu trebuie să fie. Lasă moale. 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 Ia, ce bine. Deci trebuie tu cișată mai în spatele capului? Te lași pe piciorul meu până jos? Tragem mai în piept și îl dăm afară. Bun, ne ridicăm picioare, te rog, fața spre perete. Mâine la urechi. Tragem în piept și îl dăm afară. Ne așezăm. Hai să punem masa așa. Așa. Și așa este.
centrală, fără așa? Nu, nu, nu. Dă-mi acum. Nu, mai doare. E mai bine? Da. Acum? Nici acolo. Ok, hai să vedem că am mișcat, mai doare? Mă doare parcă un pic aici. Ok. Acolo, acolo mă mai ține. Aici un pic? Mhm. Să simți asta. Doare? Nu. Tot la fel. Aici. Da. Aici. Mhm. Ok. Acum bine. Bine, da? Uh-huh. Ok, dar ascultă-mă puțin. Deci nu ai voie trei mișcări. Unu. Doi. Așa, deci nu. Și să ridici greutate. Ok. Ok? Uh-huh. De ce? Pentru că ăstea... Hai să vadă și pe ăsta, mai zic atunci pe camera asta. Sunt mișcări complicate, le numesc. Oarecum pe limbaj așa de stradă. Da? Deci în momentul în care duc brațul aici, cafa rotatorie, musculeții aia care îmi țin mie osul în capsulă, îi forțez. Da? Shoulder-ul este cuprins, da? Deci capul femural e perfect cuprins de către cartilaj. Okay? De aia sunt foarte rare dislocările de shoulder. Umărul stă 30%. Okay? În momentul în care el un pic e poziția lui un sărită e mult spus, dar nu la locul lui, mișcată, mișcată și persistă mișcările astea unde se forțează ligamentul și mușchiul respectiv, atunci se inflamează și doare. Știi? Preia funcțiile alți mușchi și atunci apar limitările în mișcare. Ok, bun. Acum, el fiind poziționat înapoi, nu am voie să-l forțez pe mișcările astea complicate. Umărul se mișcă în trei axe. Da? Imaginează-ți că bagă așa o tijă, da? Și băgând o tijă de aici, da? ca o săgeată, da? Îl pot mișca numai aici. Așa nu-l pot, pentru că e tijă, se oprește în ea, da? Deci perpendicular, se zic, pe axă. Bag tija de aici, axa de aici, el se mișcă așa, da? Asta e a doua mișcare. Și a treia, de sus în jos și se mișcă așa. Astea sunt mișcările... articulații în trei axe, în trei planuri, prin cele trei axe, da? Acum, eu asta am voie să fac, pe fiecare plan am voie să fac, dar nu toate trei combinate, da? Deci asta am voie să fac, asta am voie să fac, dar fără greutate, ok? Când le fac pe toate trei la un loc, gen, duc în spate, rotesc și în doi, deja înforțează în zonele extreme, da? Sau fac mișcarea asta, da? Deci duc lateral aici, ok? Sau ridicat. Și atunci el îmi scoate și iarăși prin răsucire, poc îmi sare înapoi cum mi-a fost până să vii tu bați. Ok? Asta e ideea. Da? Deci îl vin mișcarea. Deci... 2 săptămâni. Atât? Până prinde el iar tensiune. Da? Să nu-l forțez, pentru că el fiind pe poziția... anterioară obișnuit, îți dai seama, bă, imediat poate să... Eu pot să-ți demonstrez acum, mai nu mai demonstrez, ok? Da? Da. Și nici cu greutate. Ok. Da? Deci un copil poți ca un brațe. Ba da, dar să le iei cu brațele îndoite. Și cu brațele îndoite, că atunci preia mușchiul. Da? Dacă le iei așa, eu-ți arăt, uite, pe articulația asta. Uite, vezi cum iese? Stai, uite asta. Uite asta. Aole, nu-mi place să mă uit așa. De ce? Nu știu. Una trebuie să iasă. Ia. Nu, că e jocul firesc. Îl tu simți. Da, îl simt, da. Da. Asta se întâmplă și la om, pentru că e... Da, și-l forțez. E tensiune, e consistența aligamentului, știi, care el trebuie să fie oarecum elastic. Știi? Și atunci, dacă eu ridic, da, dacă ridic ceva și răsucer genul ăla de bere, merg vreo 2 pași, îmi dau ca gâsca cu colțul în picior, hai să mă deștept un pic. Și întorc lada și deja am rotația asta pe o tracțiune. Nu e chiar indicat, știi?
în condițiile în care eu deja ți-am umblat lemn, știi? Normal n-ar trebui să fie o problemă. Vezi, tămăi, când mă îmbrăcam și făceam, deci până asta tot timpul am, știi? Făceai așa? Mamă, deci nu știi ce duria mâna? Da, făceai așa cu... Nu mai făceam, vreau ce să mă fac așa. Am crezut că după ce te dezbrăcai, făceai așa cu... Probabil cu asta, mai știi? Ah, pe burtă, dar nu faci mișcarea asta de flotare. Te pui ca babă, bobește pe coate și după aia ușor pe burtă. Pe așa, coate? Da? Așa. Perfecto. Îți curam să văd ce, de ce mă dai mijlocul. Mijlocul? Lasă-mă pe lângă masă, ușor, aici. A, așa, eu mi-l dădeam în spate, știi? Păi nu. Tocmai ce mi-ai zis. Exact. Tu lași moale și mă lași pe mine să lucrez. Moale, moale, moale. Trage-mă în pie și dăm afară. Trage-mă în pie și dăm afară. Doamne, ce bine e! Așa. Nu deja am avut să ajungă la tine. Dăm afară. Vezi și acolo. Da, știu. Dar dacă ții un pic pas cu ea. O să dau un pic aici mai bine, că dacă țin prosopul pe... Da, liniștit. Pe legimea asta. Tricoul. Trag aia. Ok, mână, te întorci pe o parte, spre mine, te rog. Și tu lași în mâine, da? Da, da, și spre mine, ușor, bagi mâna pe sub. Bobește. Bobește. Ok, bagi mâna spre mine. Cum? Cu totul? Nu, cu totul. A, așa. Un gândit. Cealaltă, te rog? Mamă, ce bine e, Doamne! Ioi! Exact, da, exact când e măduria pe mine, deci o faci nouă. Nouă bine, nouă nu, da. Nouă nu, da. Ce-aș vrea eu? Știi cum sunt cauciucurile alea, re? Cuțe mea. Doare? Aici am pui bărcuța. Doare când apăs așa? Unde mă doare aici. Acum când făceam așa? Da. Ok. Ăsta să mă doare. Ăsta mă doare acum aici. Doare așa? Nu. Da, deci uite cum se ridică. Nu mă doare. Deci de multe ori nici nu puteam să mă rog. Dar acum... Că-și mai de drum de la genunchi... Asta. Mai bine? Acum mă doar aici. Da, ok. Ia, hai puțin. Apasă-mă pe aici. Aia.
Înapoi, direct la bârnă. Mai puțin mai bine, dar tu mai ține, tu mai ține, da. Întoarce-te pe așa. Așa? Dar, stop. Mută un pic camera așa, că dacă ridic piciorul. Dar poți să-l scoți din priză un pic, câteva minute. Așa? Și pune aici. Doare așa? Da. Așa? Nu. Lasă moale. Scuză-mă. Și acum? Mai bine? Da, e mult mai bine. Da. Pe spate? Ioi. Mamă, un pic. Ia să vă mă. Da. Mai pas un pic mai. Aici? Deci mă ține exact așa mai bine. Așa. Uite, vine și mai el. Ok, cu piciorul ăsta, nu fac mișcarea asta, rotație. Ok. Și se poate pentru asta să le fie tot timpul acolo așa umflat? Da, pentru că sunt de angheli linfatici. Da, da. Pot să-mi explic sub forma asta. Aici sunt stațiile principale inghinale. Da, știu. Dar eu de când mi-am scrântit și mi-am pus de la loc... Ți-ai scrântit genunchi, ai zis? Da, amândoi. Și ăsta a fost mai bine și ăsta n-a mai fost. Niciodată. Așa? Mai bine? Da. Da? Da, e bine. Și crezi că merge durerea de aici acum, cum ai făcut până aici? Acum? Deci, da, mai știi? Cum a sărit ceva. Acum ai durere? Da, o doare. Ok. Hai că îmi zici după cum e. Capul sus. Jos. De genunchi. Dar acum simt ușor în zona asta. Aici, da. Durere. Okay. Deci, durerea? Parcă... A, cum s-a tras. Da. Ok. Da. Ia, să-mi ține piciorile. Ok. Trebuie să stai bine, dragi. Trebuie bine. Vine mai pe burtă. Oare ce faci acum? O schemă. Trage-ai pe nas. Pe nasul de afară. Pe nas afară. Aia. Sus fundul. E bancul cu ioi. Nu. Era indicul la școală. Dar acum să nu miști. Și acum să stai așa. Ia, stai cu mine pe burtă. Te uiți la mine. Te uiți în dreapta, în stânga, la mine, în jos. Ildico la școală, la limba română, conjucau adverbe. Frumos, cel mai, și mai frumos, cel mai frumos. Mare, și mai mare, cel mai mare. Adică pe ildico în picioare. Ildico adânc. Și începe ildico. Adânc, mai adânc, ioi. Dați-o pe ildico. Ok. Bun.
mă uit foarte așa peste mesaje, că sunt prea multe și țin să... Eu uit la fiecare mesaj, la fiecare și port-o să rămână. Țin să vă anunț ceva, nu știu câtă lume se uită dintre cei care îmi scriu așa mai critic. Mi-aș dori ca unul dintre voi să stea o zi cu noi și să vadă ce câtă muncă este în spatele, nu știu, a camerei astea, a telefonului meu, pentru că sunt zeci de mesaje. Asta nu înseamnă că știu eu ce, sunt zeci de mesaje, cred că odată la, în orele în care eu sunt aici, odată la 3 minute intră un mesaj, dacă nu și mai repede. Și vă dați seama, este inuman să răspundem, eu am pe cineva, pe Bianca, colega mea care lucrează, stă toată ziua pe calculator și scrie într-una mesaje. Sunt mesaje la care mă doare piciorul, ce putem face? Am și o casă, mi-o cumperi? Sunt prea puține informații, sunt chestii pe care eu nu le pot spune în online-ul ăsta. Nu că sunt secrete, dar nu pot, ar fi neprofesional. Partea mea să zic, da, hai că facem, numai să am. E destul de lucru, vreau să fac chestii care mi le asum și nu, Doamne ferește, nu știu cine a scris aici, Doamne ferește, Mirabela Motoc. Să ferească Dumnezeu. Doamne ferește de ce? Nu știu. E foarte bine, mulțumim Dumnezeu că ești. Da, deci nu pot... Sunt multe, foarte multe, pe care nu am cum. Deci chiar vă rog, dacă sunt voluntari, îi accept cu drag, să stea un pic în spatele calculatorului. Ok, nu știu cum aș putea face o selecție, pe cine să iau, pe cine să nu iau. Deci astea sunt chestii cu care și eu mă confrunt. Totul a explodat așa de pe o zi pe alta. Eu tehnica maestrului o fac de un an și 3 luni. Înainte făceam tot așa tehnici deosebite, de terapie, le combinam, durau un pic mai mult totul, dar nu m-am gândit nicio că o să fie așa de boom ăsta, o să fie în felul ăsta. Plus că sunt momente unde, na, eu îmi doresc să mă dezvolt, să-mi cresc. Știu eu, asta a fost visul meu, popularitate. Eu nu m-am gândit niciodată la bani când am început asta. Din contră, am dat tot, mi-am vândut mașina ca să mă duc să ăsta. Vă rog să nu mă întrebați de bani nimic. Legat de terapie, răspund cu drag cât costă terapiile, dar să nu mă întrebați cât au costat cursurile sau așa, pentru că nu vreau să intru în... Ok, hai să citesc astea. Sunt dureroase procedurile astea? Nu sunt. Sunt dureroase? Depinde ce ai. Sunt dureroase? E bine. Sunt momente unde, na, doare. Normal, dacă ai probleme, logi. Dacă e să pui ceva la loc, nu? Da, corect. E normal. Corect. Ok, altceva. Nu se poate să mai înveți pe cineva? Momentan nu se poate, pentru că sunt, v-am spus, totul pare foarte frumos așa din exterior, dar sunt unele contracte semnate în partea cealaltă și eu recomand să se învețe acolo, pentru că este o tradiție. Tot ce filmăm noi e, credeți-mă, 20% din tot ce facem și na, nu-mi filmez cum mă pregătesc eu de terapie sau ce fac, pentru că sunt chestii personale, sunt tabieturi pe care eu le fac și de aia trebuie să mergi acolo să înveți toată cultura, toată, să înveți cultura asta a terapiei, e o terapie veche de 2000 de ani. Ok, hai să mai citesc. Vă mulțumesc mult, nu sunt Moise, nu sunt nimeni trimis pe pământ, cred că doar, nu știu, am cunoștințe anatomice și muncă mult. Ok, Svetlana și Gheorghe, am o durere în toată partea stângă, de la gât până în picior, crezi că poți face ceva? Eu cred că pot să promit doar că fac tot ce-mi stă în putință. Ok, ce preț are terapia? În momentul de față, în Brașov este 200 de lei la mine la cabinet, când mă deplasez eu în alt oraș este 350. Nu este niciun secret. Vă mulțumesc frumos, doamna Ana Maria Iliuță. Așa, sunteți super frumos, vă mulțumesc mult, să rămână. Am răspuns la cât costă ședința. Veniți la Timișoara,
Le voi repeta orașele pe care le-am făcut anul ăsta, dar nu știu să vă zic, nu știu să vă zic o dată exactă, pentru că și referitor la asta mă sună tot felul de, na, de clienți, dornici de această. Doamna Mirabela, am spus adineori costul ședinței. Cu orașele. Eu fac tot timpul programul pe o lună înainte, pentru că sunt persoane care vin în țară în concediu, își programează concediu probabil după programarea mea și atunci nu vreau să amân. Iarăși fac aluzie la cei care îmi mai... Nu știu dacă s-o numesc țeapă, eu nu o numesc țeapă, o numesc numai neseriozitate. Astăzi, de exemplu, două persoane care nici nu s-au mai anunțat că nu mai vin și nu e frumos pentru că, uite, sunt alte persoane care își doresc și atunci... 200 de lei toate trozneala de oase? Toată trozneala de oase. Nu este o trozneală de oase, este mai mult decât atât. Am întrebat, dar niciun răspuns. Și eu v-am răspuns. Toate orașele pe care la... Ok, hai, Coxie, să-ți fac eu o surpriză. Stai puțin că am și oameni bogați în vocabularul verbal, în vocabularul lor. Eu n-am nevoie de astfel de persoane pe pagina mea. Ok. O să le rezolv pe toate. La Londra când veniți, eu nu am un plan să vin la Londra pentru că acolo se duce colegul meu și ok, hai că l-am rezolvat și pe băiatul ăsta, drăguț care vorbește frumos pe aici. Ar trebui luat avans înainte. Da, dar luat avans înainte este bătaie de cap. Cine face toate avansurile astea? Trebuie să urmăresc tot timpul. Deci, v-am spus, eu vreau să lucrez cât mai simplu din punct de vedere al muncii, să merg mai mult pe cuvânt și mai puțin pe contracte și avans. Și avans iau în momentul în care mă deplasez. Pentru că, na. Ok, hai la Londra, o să vin. Deci, v-am spus, 200 de lei este la mine la cabinet. Când vă deplasați dumneavoastră la Brașov. În momentul în care mă duc eu în altă parte, uite, la București, în seara asta o să anunț, sunt două, în luna, în luna ianuarie o să am două zile, plus cu încă una, deci trei zile o să am în București, dar le anunț. Programările se fac la telefonul nostru, puteți suna de mâine de la 11 și vă ținem la curent cu toate, trebuie să primești și o adresă, locație și tot. O să vin a... Un pic ianuarie mi-a aglomerat, că sunt iarăși o săptămână plecat, dar după aia vreau să vin din două în două săptămâni la București, pentru că am și mulți cunoscuți pe care vreau să-i mai și... Să știm și noi dacă avem destui bani. Dacă nu aveți, facem o pomană. V-am spus, eu nu am început să lucrez pentru a face bani. Asta e scopul meu. Ok, cine cum îl cheamă, nu știu la ce te referi, bine te-ai întors, Bobiță, mulțumesc, Bobiță, mă numesc cu ță la sfârșit și doar atât. Am înțeles că sunteți din Brașov, sunt din Brașov, numărul meu de telefon îl aveți pe pagina, dacă dați un click pe pagina mea. Stai să mă mai uit aici la mesaje, fit rog amabil, asta e că tot fuge, fit rog amabil, spondiloză cervicală se poate ameliora? Doamna Lenuș, Lenuș, se poate. Se poate, dar după aia vă dau eu niște exerciții pe care trebuie să le respectați. Puteți să mă ajutați, am o nevralgie de trigeme. Da, este posibil ca acolo să fie un pic nervul prins. Eu, doamna, domnul Epure Claudiu, îți recomand să-ți faci o compresă de hrean ras. Deci e o rădăcină de hrean, razi un pic acolo, învelești în două prosoape mari și pui compresă la gât. 15 minute, nu mai mult că ți-ar de piele. Stau în UK și m-ar interesa și eu mi-aș dori să vin, doar că nu pot să ajung în toate locurile. Ok, hai că mai sar, că coleg, cât costă, coleg, am mai spus cât costă. Vera Veronica,
Viața de sep se poate? Asta e o întrebare bună. Am pus niște videouri cu cartilagii, am glumit pe video, na, toată lumea m-a întrebat dacă e 5.000 de euro să le îndrept nasul. Eu le-am zis la omul ăla că e 5.000 de euro să-i fac nasul. El râdea, a intrat în gluma mea, a ieșit așa pe video, cum să fie, doamne, 5.000 de euro, doamne ferește. Nasul, îl îndrept doar eu la mare și se vede. Doar din punctul ăsta unde începe cartilajul. Deci nu din os, n-am ce să-i fac la os. Dar din cartilaj, dacă e strâmb gen așa, sau nu merge simetric în ambele părți, aia se poate ameliora. A, colegul care vine la Londra se numește Gerardo CLM. Îl găsiți pe Facebook. Gerardo CLM. Ok, deci Oradea, ăstea le-am spus, toate le anunț la momentul oportun, le anunț cam cu o lună înainte. Torbeta, Turnul Severin, nu cred că ajung pentru că nu am multe cereri de acolo și vizez orașele mari. Îmi pare rău. Am observat că e paradentar. Am fost azi la dentist, mi-au pus niște sârme în gură, zici că sunt cusut. Nu e plăcut, dar repar și eu vitrina, poate mă însor. Am pus un video drăguț astăzi, o prietenă de-a mea face tot felul de challenge-uri de astea și vorbea de tot felul de expresii din astea amuzante și am și un prieten care tot spunea, băi, mulțumesc lui Dumnezeu, îl întreba lumea, bă, te mai însori și tu, bă, mulțumesc lui Dumnezeu, m-a ferit anul ăsta, dacă mă ajută și la anul, Doamne aștept. Da, nu e cazul meu pentru că e timpul să le facem pe toate, dar mă doare șoldul, se poate trata. Domnul Gabor, sunt prea puține informații, mă doare șoldul, se poate trata. Se poate, dar depinde ce aveți. Dacă e, nu știu, dacă aveți artroză, sigur nu prea pot să-i fac eu mare lucru. Cred că ai multe admiratoare. Nu știu cât de multe sunt, că Gerard și mai cum, hai că-ți scriu aici, că m-ai întrebat de 10 ori. Gerardo CLM, CLM. Dar uite că nu pot să scriu, că am boantele. Gerardo CLM. Așa cred că îl găsiți. Nici nu mai știu că și l-a schimbat. Avea CLM Europe by Gerardo, avea ceva de genul. Durere în călcâi, în mijlocul călcâiului, așa dintr-o dată. Încerci să iei o minge de tenis, pui lava piciorului pe minge și rulezi față, spate, foarte încet. Bravo, nu-ți felicitări, o să ajung și eu la tine. Cam un frate în Brașov, vă aștept cu drag, bazinul deplasat se poate trata, se poate, da, se poate. O programare la Brașov, deja le avem până când sunt Bianca programele? Până când sunt în Brașov? Da, deci până în 14 ianuarie sunt programările deja făcute și este bine, aparatul dentar te ajută. Sper să mă ajute că stau deja de 2 ani cu el, m-am săturat. Admiratoare de dureri. Exact, doamna Lenuș, am toate admiratoarele cu dureri, cu au mă doare. În Italia n-am niciun coleg. Poate puteți la anul mai să veniți pe la Mangalia. Da, eu știu doar că nu mă pot deplasa chiar. Eu o să vin pe la Constanța, nu pot să vin chiar în fața blocului la toată lumea. Scolioza se poate trata. Și aici e o poveste interesantă cu scolioza, pentru că nu apare așa de pe azi pe mâine. Scolioza, noi o tratăm. Sunt anumiți factori, gen să fie sub 40 de grade, să fie adolescent, ca să fie și ceva rezultate. Să rămână, mulțumesc, doamna Aneta. Pinte în calcaneli. Am învățat să-i tratăm. Eu nu sunt chiar așa adeptul terapiei. Doare foarte tare. Eu folosesc tehnica când este tendonul inflamat. Dar deja când e pinte, nu depinde cum este crescut. Dacă el este doar așa crescut, deci cum să zic eu, doar așa în jos, vă dați seama, eu dacă îl împing de aici, doare de schimbăm scutecul. Dacă el este crescut așa, eu nu știu cum să arate, că îmi rup mâinile pe aici. Da? Dacă el e crescut așa, normal că aici se poate trata. Ci că am făcut exercițiile cum am văzut, cum arăt și acum mă doare tare în genunchi. Îmi pare rău. Se poate de programa la Brașovan.
nici la Brașov nu am un număr, da, nu pot să fac nici eu 12 ore pe zi să lucrez. Și atunci programările sunt pentru până în 14, eu după aia sunt plecat la București, după aia sunt o săptămână iarăși plecat din țară și vin de-abia la sfârșitul lunii. Sunați, vă punem pe o listă de așteptare, eu am un sistem care trimite mesaje cu o zi și atunci mai știu cu o zi înainte cine nu îmi vine, dar mai mult de atâta nu am cum să fac. Mă doare rău vâna gâtului în partea dreaptă jos sub urechi. Să înțeleg că pe aici, nu știu unde e vâna gâtului. Astea sunt denumiri de alea, băbești. Vâna gâtului. Săruna, mulțumesc, mersi, s-a rezolvat. Ok, când ajungeți la Constanța? Nu am date fixe, ne întoarcem pe parte. Nu am date fixe pentru că, v-am spus, nu vreau să... Dar vă zic sincer, la Constanța pe la vară aș veni. Liviu, un gentleman, mersi. Te întoarci pe parte, te rog? Da? Ok. Ia întoarce-te pe parte. Te doare tare? Ok. Așa, picioarele jos din pat. Eu sunt normal unele dureri, dar vreau să verific ceva. Sus, în fund. Așa. Te ridici cu capul în sus. Capul în sus. Așa. Și plimbă-te un pic. Plimbă pe aici. Plimbă-te. Te ruginește lanțul. Hai să mai bag un pic în priză, că n-am baterie. La spondilita anchilozantă bilaterală, formă mixtă, îmi pare rău, dar nu pot să tratez pentru că este o boală autoimună. Acolo corpul, pe românește, betonează, numai asta îmi venea în cap. Corpul atrofiază și întărește ligamentul și atunci nu am ce să fac. Un ligament rupt, ceva soluții, se întărește, depinde ce ligament, se întărește musculatura de lângă. Pentru osteofite la torace puteți face ceva? Se tratează, doar că depinde cum sunt osteofitele. Multă lume zice că le sparge. Nu pot eu să-mi imaginez așa o ruptură de aia la linia osteofitelor. În schimb, se poate face, se lărgește spațiu și prin stretching și așa nu mai ajunge ăla să apese. Mă bucur să te văd. Mulțumesc, Româna, la fel și vouă. Durere de spate, în cazul meu, problema de coloană se poate rezolva. Da, deci totul se poate trata, orice problemă articulară să nu fie de sistemul imunitar. Da, deci artrite, artroze, ăstea nu. Și rezolva, v-am spus, eu le tratez, îmi dau tot ce îmi stă în putință. Dar nu pot să zic așa, bă, se rezolvă, că nu e o schimbare de planetare. Ok, cum e acum? Mai doare? Deci mă doare aici. Ok. Okay. Parcă mie prin spate, știi? Okay. Mai pune-te aici. Pe spate? Uh-huh. Așa și Deci am văzut că deja nu pot să dăm din fapt. Că n-a fost asta. Ah, din august, zice. Îi vine cu stau? Lasă-mi, lasă-mi. Da. Da, ce, ok? Și la urmă.
Acum, ușor te întorci pe parte, te ridici și să vedem cum ești. Ok. Limită un pic. Da, mai are ceva. Da? Ia ceva, nu mai doare. Nu te mai doare? Nu. E mai bine acum? Da. Parcă puțin, dacă încă pe piciorul ăsta, vezi? Și mine durerea de aici, așa. Ce ai pe sub bluza asta? Tutie. Ah, ok. De ce? Că vreau să o dai sau să o ridici cumva, ridică-o până așa. Ca să te văd cum se mișcă șoldul când mergi. Așa și mergi numai pe banda asta spre mine, așa în față. Vezi? Când da. Fac așa, știi? Da. Ia, vină spre mine. Te reține bluza un pic în sus. Așa, mergi în față. Așa, când ridic, atunci mă doare acolo. Știi? Da, mai vin o dată. Da, da, stai cu mine ce-o spune. Așa, vezi când fac așa, așa, știi? Ok, ia pune-te pe spate. Știi, când vine acolo, deci exact mi-a fost durerea de la piciorul, știi? Și nu mă ține, dacă mă pus așa, nu mă picioare aia, vezi? Nu-i nimic, trebuie să faci cu trebuie. Sus? Da, și pune așa. Eu o să-ți dau până aici, pantalonul. Da. Așa. Așa. Vârfurile la același nivel, da, dar depărtate. Pe aceeași linie. Așa, ia-ți linia de acolo. Ok. Și acum, te apleci în față. Cât mai azi? Haide, merge, 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 merge. Atât. Înapoi. Ok, încă o dată. Iarăși în fund și pe spate. Hai un pic mai spre mine. Da? Acum, tu ridici așa piciorul și faci 3 secunde mișcarea asta și ții, eu țin contra, da? Uh-huh. Stai așa, stai. Acum, ridici. 1, 2, 3, pauză. Ridică. Ridică. 1, 2, 3, pauză. Ridică. 1, 2, 3, pauză. Lasă moale, 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 moale. Ok, iar în centru. Stop. Unde e genunchi? Sus fundul. De 5 ori, jos,
Sus, jos. Atinge picioarele. Ok. Pe bune? Ia, îndoi. E muscular. Acum, depărtezi așa. Nu, las picioarele apătate. Depărtezi genunchii așa. 3 secunde, stai puțin. Și de lung. 1, 2, 3, pauză. Acum strânge cât poți de tare, 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 tare. Lângă tine. Mai puțin crac, crac, crac. Aici am pubis. Nu am simțit. Probabil ai auzit, știi? Bun, acum te întorci, te ridici în picioare și te plimbi. Te întorci. Te întorci. Te ridici în fund. Așa, în picioare și te plimbi. Și îmi spui cum e acum. Da, e mai bine. Mai bine. Deloc. Ți era deplasat muscular. Știi? Ideea este să nu stai picior peste picior, să nu stai cu piciorul sub tine, să nu porți portofele pe la buzunarele din spate. Eu nu port la picior așa stau, știi? Stai, pe ideea ție. Deci mereu când beau cafea așa stau. Da? Când stai de povești cu cineva, depărtezi un pic picioarele și rămân aici în poziție de... Da? Deci depărtezi așa picioarele. Și îmi păstrez centri de greutate pe ambele picioare. Uh-huh, da? Uh-huh. Nu mai stau. Pentru că corpul te trage în direcția unde lui e convenabilă, e confortabil. Stai seama cât am muncit și la... Da. Și la bucătărie stai așa pe urmă, nu știu eu ce fac. Stai seama, deci pe aia am făcut, știi? Da. Bun, ce fac, te-au așa, da. Așa, plimbă-te. Stai pe două picioare, da? E bine acum? Da. Doamne, să-ți dea sănătate. Eu sunt anchilozată la 52 de ani, multiple hernii și hipercifoză și scolioză. Aveți, doamnă, tot meniu. Eu nu știu, e normal de acolo din spate de aici să te durea și în burtă? Da, îți explic de ce. Exact. Este, hai să explic, că văd că sunt bine primite explicațiile. Deci, de ce au persoanele care stau mult... au dureri de spate și radiază în față. La bărbați merge și până în testicole. La femei ce se oprește... Poftim? Ce da. Se presează L3, L2, L3. Ăla e nervul care se duce până în față. Ok, ce se întâmplă? Noi avem un mușchi care pleacă din... Deci el merge pe interior, mă asculți? Da. Da? El este din interior, traversează tot corpul, deci merge diagonal. Și vine în față. Din spate îmi vine în față. El se inseră L1, asta e undeva pe aici, L5, da? Deci din zona asta, din interior, să imaginezi, trece pe sub organe și se inseră în partea proximală, adică în prima parte a piciorului, pe inghinal în jos. Trece pe sub ligamentul inghinal. Ok, dacă noi stăm foarte mult în poziție de șezut, pielea lui se strânge. Mușchiul scurtat, când citiți sau când citești mușchi scurtați, aberații, sunt poveștile de pe vremea lui Taimiu, din 80, când a făcut el facultatea, din 70. Da? Un mușchi nu are cum să se scurteze. Un elastic nu poți să-l scurtezi. Okay? Logic, da. Îmbrăcămintea lui, în schimb. Da? E ca și când iau un sacou cu mai mici. Îl îmbrac, dar nu sunt cel mai bun la dans, că nu mă prea pot mișca în el. Ok? Bun. Și atunci, mușchiul învelișului fiind... scurtat, e ca la mușchi de vită pielița albă de pe mușchi. Uh-huh. Da? Aia are fibră musculară și elea se contractă. Uh-huh. Ok. Îmi scurtează și practic de la prea multă poziție de genul, da? Eu când întind piciorul, el nu are posibilitatea să mă trag pe mine așa, că nu ăsta e rolul lui, nu poate să facă chestia asta. Dar face chestia asta, așa. Îmi basculează bazinul. Da? El se întărește în interior, sub organe, se întărește și îmi dă dureri și de burtă, poate să mă strice și la burtă. Exact, asta mi se întâmplă și mie, știi? Noi am avut niște cursieri. Da, și ziceam mâna, făceam așa și pe mine mă durea în spate. Da. Și am mâna lui normal, știi?
știi? Ok, vă dau soluția și pentru mușchiul ăsta. Puteți să faceți dacă nu vă doare. Bun. Și după aia, mai ne îngrășăm, mai nu știu ce, burta târnă în față, fund în spate și îmi dereglează tot bazinul. Ok? Da. Acum, ăla tensionat singur, să mi-l detensionez, merge în felul următor. Asta se poate face și ca tabietul de seară. Cu o minge de tenis, eu am mingea asta un pic mai mare, ca și dimensiunea mingii de oină, când e sportul nostru național, da? Dar și mingea de tenis merge, nu mai mică decât mingea de tenis. Sau orice jucărie de plastic rotundă. Merge în caz extrem și cu o lămâie, cu un mărt, nete de să fie și rotundă. Ok. Îmi palpez abdomenul până ajung în zona pubiană. Bun. Pun mingea în lateral, pe extremitățile zonei osoase. Stau pe spate. Hai să-și arăt pe spate, că nu am picioare. Ok, deci mă pun pe spate. Îmi palpez până ajung la osul pubian, mm-hmm. Da? Pun mingea pe os, da? Capul jos, că dacă țin capul aici se încordează abdomenul. Mm-hmm. Capul jos, cu presiune, știu eu, de la 1 la 10 presiune, să dau durere 5-6, mm-hmm. Da? De suportabilă. Și rulez foarte încet, milimetric, da? Deci în prima fază pot să încălzesc așa un pic, mm-hmm. Da? Da? Dar după aia să fac totul foarte încet, foarte încet. Mm-hmm. Da? Și merg încet, încet. Când mă doare, rămân pe durere, până îmi trece. Da? Dar să-mi provoc durere 5-6, nu mai mult. Că dacă e mai mult, strânge corpul, mă doare într-una. Da? Și pot să stau și 2 minute pe punctul ăla, adică nu trece stau 5 secunde pe el. Uh-huh. Da? Și merg până ajung în partea asta. Uh-huh. Ok? Și înapoi. Odată la 24 de ore. Ca să și dau timp corpului să lucreze după aceea pe poziția respectivă. Mm-hmm. Da? Și pentru mușchiul ăsta, care v-am spus că pleacă așa, dacă trag genunchiul ăsta, călcâiul, spre fesă, dar atenție, foarte multă lume, eu văd și pe la sales cu antrenorii pe lângă ei, ei lucrează stretching-ul și trag aici de picior. Toată mișcarea o fac de aici. E degeaba. Mai bine mă duc acasă, mă duc la duș. Da? Deci, încordez abdomenul și dacă mă duc un pic în față și îmi stă un pic piciorul așa, este mult mai bine decât să-mi stea piciorul așa. Da? Deci, încordez abdomenul, trag de picior în spate, ideal este shoulder-ul, umărul să fie pe aceeași linie. Dar, ca să evit mișcarea asta de bazin, am încordat abdomenul și rămân aici cu piciorul în spate, cu călcâiul la fesă. Da? Și o să simt aici o arsură. Nu duc piciorul așa. Da? Deci genunchi lângă genunchi, încordez și țin aici în spate, să simt aici arsuri. Ok? Și atunci se întinde. Exact aici am simțit și da. Nu știi că mi-ai făcut mama, tu știi că... Deci, fac asta cu mingea pe osul pubian și cu piciorul în spate, 40 de secunde fiecare picior, stânga-dreapta. Ideal este să încordez ca să izolez mușchiul ăsta și numai pe el să-l întind. Da, uite, am făcut o lecție de... Ia uite, 400 de oameni, mă ascultă pe mine pe aici, balele. Ok, deci asta trebuie să faci, da? Stai că am schimbat camera. Și în fiecare seară, pe pubis, nu mai stau cu un picior, pe pubis și cu piciorul în spate. Și trec și durerile de spate. Dar tu îți dai seama că eu eram... Și nu mai veniți la mine. Vezi, mai gratis așa. Deci nu puteam să merg. Deci da. Mă duream, știi? Dar fă în fiecare seară. La început o să aveți țesutul oarecum, na, că e o zonă pe care nu o apăs. Da. Rotundă, da? Și pic țesutul, ba, sensibil. A doua zi când faci, ba, ai ce mă doare. Dar trece, a treia zi, a patra zi. Mă gândeam, zic, ba, ce să fie, pentru că na și te doare, știi? Și toată lumea... pe scaun, inclusiv în picioare, că stai în picioare, stai să dau să se vadă în oglindă, când stai în picioare, stai tot așa, în picioare, așa, cu bazinul basculat. Dacă mai și avem un pic din naștere, cu lordoza asta accentuată, sănătate. Ok, am încărcat telefonul ăsta de 10 ori. Unde să stau în picioare? Așa. În picioare, da? Așa, da? Ușor genunchii flexați, ușor. Așa. O puțină tensiune în ei. Stai că vă arăt și cum să stau în picioare.
Deci, în picioare stăm ori ușor depărtat, abdomenul ușor tras, ușor, ca și, nu știu, sunt fetele care fac poze și un pic trag burta, da? Ușor. Și dacă ar fi să-mi iau genunchiul, să nu stau așa cu el întins, da? Pentru că întins îmi e corpul prea aici, din asta, ușor, numai ușor să am o puțină, da. Deci minimal, noi spuneam pe engleză soft knee, da? Deci ușor, soft, îndoiți, deci 4 grade, nu stau ca în bucancii de schi, da? Deci foarte puțin îndoiți, cât, numai cât să preia musculatura să fie trezită, să fie asta, ok? Nu, no, am făcut și o lecție de... Să veniți la Ionuț, că noi acasă. Okay. Bine, numai tineri, dar noi. Numai tineri, dar noi. La buletine nu lucrăm. Ok, vă mulțumesc mult. Sper că au fost niște informații utile pentru voi. Nu mai, credeți-mă că nu mai citesc acum. Sunt foarte multe mesaje. Sunt extrem de multe. Bun, mulțumesc mult de tot. E seară și ne pregătim de nănucă. Ok, v-am pupat. Schönen Abend.